Stimați invitați, bună ziua! Bine ați venit la prima ediție a evenimentului Baby Go to the European Parliament. Ideea acestui eveniment vine din Statele Unite, acolo unde femei care au depășit o criză de sarcină merg împreună cu copiii lor în Congresul Statelor Unite, își spun mărturia în fața membrilor Congresului, aceștia le felicită, le încurajează pentru curajul de a alege viața și de a naște copiii, discută împreună despre cum se pot sprijini femeile în crize de sarcină la nivelul Congresului și transmit mesaje pentru viață. Desigur, poate cineva se întreabă, dar ce este criza de sarcină? Este acea perioadă din viața unei femei însărcinate în care ea nu se poate bucura în mod deplin de sarcina pe care o poartă în pântece, pentru că se confruntă cu presiuni din partea partenerului, a familiei, a colegilor, a angajatorului și cu o mare lipsă de sprijin din partea comunității. Adesea este lăsată singură, iar primele incertitudini vin să completeze uneori indiferența celor din jur, abuzul fizic sau psihic, care durează luni de zile fără pauză. Sunt studii realizate de Institutul Elliott care spun că 64% dintre femeile care ajung să facă o întrerupere de sarcină s-au simțit presate și majoritatea femeilor se simt nesigure sau împinse să facă avort și doar 67% dintre femeile care au făcut o întrerupere de sarcină, aproximativ 67% dintre femeile care au făcut o întrerupere de sarcină spun că n-au fost întrebate de nimeni dacă cumva sunt într-o situație de abuz și dacă au nevoie de ajutor. Clinicile nici nu-și propun să detecteze situația de abuz, existența coerciției și de cele mai multe ori traumele femeii care ajung să facă o întrerupere de sarcină nu sunt cunoscute după cabinet, nu se știe ce se întâmplă pe parcursul vieții lor de-a lungul anilor. Tema ediției din acest an este dincolo de dezbaterea pro-viață versus pro-choice sau dincolo de dezbaterea pro-viață versus pro-avort, ce putem face la nivelul Uniunii Europene pentru sprijinirea femeilor în criză de sarcină. Ce putem face noi acolo unde suntem? Vor vorbi astăzi femei care au depășit o criză de sarcină sau care au trecut printr-o situație de criză, despre experiențele lor, despre situațiile cu care s-au confruntat, coordonatoarea unui centre de consiliere pentru femeile în criză de sarcină, reprezentanți din Parlamentul European și persoane care își doresc să deschidă noi centre sau organizații de sprijin. Pentru început, voi prezenta intervenția mea de astăzi, care se intitulează Ce putem face pentru femeile în criză de sarcină dincolo de dezbaterea pro-viață versus pro-choice. Sunt în sală persoane care de mulți ani se implică în sprijinirea femeilor în criză de sarcină și oameni pentru care acest eveniment reprezintă un început de drum. Zilele acestea, cei care aveți experiență, veți fi o sursă de inspirație pentru cei care sunt la început de drum, care vor să se dedice acestei cauze de acum încolo. Vă invit să-i sprijiniți, să-i încurajați, să le inspirați, să le vorbiți despre munca dumneavoastră, mai ales că până acum problematica sprijinirii femeilor în criză de sarcină nu s-a regăsit pe agenda majorității instituțiilor naționale și europene, iar singurii care s-au dedicat, uneori zi și noapte, au fost coordonatorii centrelor, voluntarii ONG-urilor, reprezentanții cultelor și ai centrelor de sprijin. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Acest eveniment există pentru că prin munca dumneavoastră ați ajutat mai mulți oameni să afle despre problematica femeilor în criză de sarcină și ați pornit dezbatere în spațiu public, încurajând oamenii să sprijine femeile în criză de sarcină, în locul și în mediul în care își desfășoară activitatea. Faptul că putem astăzi să discutăm în Parlamentul European despre ce putem face pentru a sprijini femeile în criză de sarcină arată că eforturile dumneavoastră au prins rădăcini și se dezvoltă. Se împlinesc 10 ani de când am întâlnit prima femeie în criză de sarcină, de atunci am avut ocazia să stau de vorbă cu sute de femei care au trecut prin situații similare. Pentru cei care n-au fost implicați direct, această problematică este puțin mai greu de înțeles, dar imaginați-vă o zi frumoasă de vară, cu un cer senin și o atmosferă liniștită, apoi dintr-o dată cum apare o furtună foarte puternică, iar oamenii aleargă de colo-colo neștiind ce să facă. Această stare de incertitudine, frică și disperare se instalează imediat, iar mulți oameni care merg pe stradă se tem dintr-o dată să nu se prăbușească vreun panou sau ceva care să-i rănească. Gândiți-vă că o furtună trece în câteva minute sau poate în câteva ore, dar o criză de sarcină durează luni de zile, uneori până la nașterea copilului.
Perioada aceea în care mama ar trebui să se bucure liniștită de copilul pe care îl poartă în pântece, să nu aibă griji, să nu fie stresată, să fie înconjurată de dragoste, de sprijinul și de grija celor din jur, se transformă în cea mai tensionată perioadă din viața ei, fiind tulburată adesea de situații critice. Cu astfel de situații se confruntă foarte multe femei din toate mediile sociale și profesionale, cu studii medii înalte sau scăzute. Lumea se prăbușește efectiv pentru o femeie pe care partenerul o părăsește brusc, o amenință sau o abuzează atunci când află că e însărcinată. La fel și atunci când familia îi spune nu te mai recunoaștem de fică, la noi în casă nu mai calci, fă-ți bagajele și mergi unde vezi cu ochii, sau când angajatorul o amenință cu concedierea, în ciuda interdicțiilor legale de a concedea o femeie sau desfințează postul, oricând colegii sau membrii comunității o presează spunându-i doar o să-ți fie greu, nu o să te descurci, de ce să mai trebuie un copil? Dacă aceste situații generează și probleme financiare neprevăzute, cum se întâmplă în cele mai multe cazuri, nu există nicio plasă de siguranță care să ajute o femeie care până atunci a lucrat sau a avut o afacere să-și poată duce sarcina la bun sfârșit. Ce se poate face pentru sprijinirea femeilor în criză de sarcină? Se pot face multe, foarte multe chiar. Invitația mea este să depășim nivelul dezbaterii pro-viață versus pro-choice sau pro-avort și să ne gândim fiecare la modul concret, la soluții de sprijin, folosind profesionalismul, capacitățile, cunoștințele și resursele pe care le avem noi personal, dar și pârghiile care sunt disponibile în cadrul instituțiilor în care lucrăm fiecare. Pentru că stăm puterea noastră și în puterea fiecăruia dintre noi să facă ceva și nu există nicio poziție din care să nu poți să faci ceva prin care să ajuți femeile în criză de sarcină. E nevoie de o mulțime de lucruri, de centre de consiliere în cât mai multe orașe, de acordarea unei indemnizații pentru femeile însărcinate începând cu a 14-a săptămână de sarcină, care să acopere problemele neprevăzute cu care se confruntă, de politici publice care să valorizeze statutul femeii însărcinate, de modalități prin care femeile să nu mai fie discriminate în mediul profesional și în societate, de instrumente de lucru prin care psihologii și asistenții sociali, medici, oameni politici și toate instituțiile să poată oferi sprijin femeilor în criză de sarcină. Primul pas este să avem deschidere și să vrem. Al doilea este să investim timp și efort personal, iar al treilea este să mobilizăm pe oamenii din jurul nostru să sprijine, iar toate celelalte se vor adăuga. Cu mulțumire și recunoștință pentru gazda acestui eveniment, care este domnul europarlamentar Cătălin Ivan, membru independent al Parlamentului European, îi voi da cuvântul. Mulțumesc mult, Alexandra. Onoarea este de partea mea pentru că e un subiect foarte, foarte important. Recunosc că în Parlamentul European preocupările mele au fost mult mai mult legate de lupta împotriva corupției, recuperarea averilor ilegale, mai mult pe zona economică, financiară și așa mai departe. În schimb, trăim o perioadă foarte complicată pentru Uniunea Europeană, în care cu toții ne punem întrebarea în ce fel de Uniune vom trăi în viitor. Cum va arăta această Uniune Europeană? Ce legătură mai există între proiectul inițial al Uniunii Europene și ce avem acum și direcția în care mergem? Dacă direcția este bună, evident, este o dezbatere foarte importantă. Dacă lucrurile continuă așa, cum vom arăta noi ca popor, dacă vom mai exista ca popor într-o Uniune Europeană mergând pe acest drum și așa mai departe. Sunt foarte multe întrebări care își așteaptă răspuns. Până la urmă, cu toții știm statisticile Uniunii Europene care spun că în anul 2050, practic în timpul vieții noastre, dacă ne ajută Dumnezeu să trăim, populația sub 15 ani la nivel european va fi majoritar musulmană. Scăderea natalității la nivel european este de mulți ani deja un trend stabilizat, nu doar în vestul Europei, ci chiar în România. La 1000 de sarcini sunt aproximativ tot atâtea avorturi. Sunt 490 în statisticile oficiale, dar știm foarte bine că nu sunt înregistrate toate, decât doar cele de la spitalele și clinicile de stat, restul nu raportează numărul de avorturi și mai este și avortul medicamentos și așa mai departe, știți mult mai bine ca mine. Eu m-am informat în ultimul timp, tot de curând am aflat, de exemplu, că în anul 1876, deci acum mai bine de un secol în urmă, când erau unite doar principatele Moldova și Țara Românească, fără Transilvania,
nașterile, numărul nașterilor era mult mai mare decât este acum în toată România. Acum 130-140 de ani, dacă nu mai bine. Deci situația este clar dramatică și măsuri trebuie luate. De 10 ani în Parlamentul European dezbatem foarte multe teme, nu o să vă încarc memoria cu ele, dar foarte puține teme ating aceste subiecte fundamentale care vizează existența noastră ca, nu știu, ca popor în primul rând, dar apoi și ca Uniune Europeană, Uniune Europeană Creștină. Miza pentru mine ca om politic este să pun tot mai mult teme importante pe agenda europeană. În loc să reacționăm la teme false, la teme puse de lobby-ul dintr-o anumită zonă, e timpul ca noi să fim proactivi, nu doar reactivi, și să punem noi pe agenda europeană teme care sunt fundamentale, care vizează probleme reale ale cetățenilor, drame ascunse despre care nimeni nu vorbește sau se vorbește doar pe la colțuri sau în cercuri foarte mici. Ca politician, ca reprezentant al celor care ne votează, cred că avem cu toții o datorie și eu implicit o datorie de a pune temele reale pe agenda Uniunii Europene și pe agenda dezbaterilor din România. Acest prim eveniment este organizat nu întâmplător în luna martie, fiind o lună importantă pentru o lună pro-viață pentru viață în România, dar îmi doresc foarte mult și așa l-am și gândit ca o primă ediție, astfel încât să devină tradiție în Parlamentul European, în luna martie, în fiecare an, să aibă loc acest eveniment. Vom vedea cine va intra în Parlamentul European după 26 mai, dar indiferent cine va fi acolo, avem cunoștințe, avem prieteni, putem face lobby, știm să susținem o cauză și acest eveniment să aibă loc în fiecare an, să fie găzduit în fiecare an în Parlamentul European. Mă opresc aici, sunt onorat, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația să facem acest eveniment împreună și cu siguranță vom colabora mult mai mult pe viitor. În cele ce urmează, trei femei care au trecut printr-o criză de sarcină vor vorbi despre experiențele lor, iar alături de ele vom descoperi alte trei femei care au fost omul potrivit la locul potrivit, atunci când era cea mai mare nevoie de ajutorul lor. Pentru început, o voi prezenta pe doamna Daniela Bălinișteanu, care este din Iași, este jurnalist și mama a patru copii. Ioana, al treilea copil, a fost diagnosticată cu acranie, o malformație gravă și a trăit doar 6 ore. Îi mulțumim că a ales să vorbească despre această experiență pentru a ajuta alte femei și familii care trec prin situații similare și îi voi da cuvântul. Mulțumesc, bună ziua! Criza mea de sarcină s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 3 ani, când aveam deja 2 fetițe și am primit cu mare bucurie vestea celei de-a treia sarcini. Din motive personale am ajuns mai târziu la medic, aveam peste 14 săptămâni, simțeam deja copilul mișcând. Eu mă simțeam perfect, nu aveam nici cel mai mic motiv de îngrijorare. Asta până când medicul, în urma ecografiei, mi-a spus că nu este totul în regulă, ba dimpotrivă, copilul are o malformație foarte gravă, anencefalie, o malformație incompatibilă cu viața. A fost o veste greu de digerat, cu atât mai mult cu cât medicul încerca insistent să ne convingă că avortul este singura soluție. Aveam scutul de protecție cu mine, pe soțul meu, care în perioada aceea și-a îndeplinit cu onoare rolul de bărbat al familiei și a încasat toate atitudinile negative și toate reproșurile pentru a mă proteja pe mine. Am întâlnit și oameni inimoși și medici profesioniști care nu au contestat nicio clipă alegerea noastră, însă i-am găsit pentru că i-am căutat și pentru că am știut foarte bine drumul pe care vrem să mergem. Cu părere de rău vă spun că majoritatea femeilor se opresc la prima consultație, aceea în care li se oferă doar avortul și nu au ocazia să descopere valoarea vieții pe care o poartă în pântece. Am născut-o pe Ioana, a treia fetiță,
prin operație de cezariană, pentru că apăruseră niște complicații care îmi puneau sănătatea în pericol. Și chiar cred că acesta a fost prețul plătit de mine pentru ca ea să se nască în viață. Nu cred că ar fi reușit să supraviețuiască unei nașteri naturale din cauza condiției sensibile în care se afla. Protocolul spitalului interzicea intervenția medicală. Drept urmare, ea nu a primit niciun fel de îngrijiri, nici măcar îngrijiri paliative. A trăit totuși câteva ore, suficient cât să poată fi botezată de tatăl ei. Ne-am dorit foarte mult ca acest lucru să se întâmple. Dincolo de lipsa de sprijin în astfel de situații, este trist faptul că mama nu primește alternative, pentru că știm cu toții că o suferință nu poate fi depășită decât dacă o trăiești complet și o asumi, iar asta este posibil doar cu ajutor de la cei din jur. Vă mulțumesc pentru atenție. Am încercat să fiu cât mai scurtă pentru că nu mă lasă cel mic. Dimitrie este născut la un an și puțin după nașterea Ioanei. Vă mulțumesc. Mulțumim tare mult și felicitări pentru curajul de a vorbi astăzi. În continuare, va vorbi doamna Simona Mihalescu, care în prezent coordonează Centrul de Consiliere Elena din Rădăuți, un centru care oferă sprijin femeilor în criză de sarcină, însă cu câțiva ani în urmă, chiar dumneai a trecut printr-o astfel de situație. Bună ziua! Mă bucur mult că am această ocazie de a vă transmite experiența mea. După cum spunea și Alexandra, acum 12 ani, cu singurul meu copil pe care l-am în prezent, am trecut printr-o criză de sarcină. La prima consultație mi s-a spus că copilul va avea malformații și că cel mai bun lucru pentru mine, cel mai recomandat lucru, este să fac avort, fără alte adăugiri, fără alte alternative, fără a-mi explica ce înseamnă avortul, pur și simplu o sentință și atât. În plus, față de spusele doctorului pe care la care am ales atunci să merg, erau și alte circumstanțe în viața mea. Nu eram căsătorită la acel moment. Într-un final, am ales cu curaj să dau nașterea acestui copil, repet, care este singurul din viața mea, nu prin alegere, ci pur și simplu așa a dat Dumnezeu. Ulterior am fost interesată foarte mult de acest subiect, am început să caut organizații sau să caut informații care se ocupă cu acest lucru. Am ajuns să mă implic ca voluntar în consilierea femeilor însărcinate care veneau să facă avort sau veneau să consulte medicul. Am aflat poveștile lor de viață, le-am sprijinit cât am putut, astfel ca anul trecut am avut marea bucurie și marea satisfacție personală, în primul rând, de a deschide Centrul Elena de la Rădăuți, destinat în principal femeilor în criză de sarcină, dar și părinților și copiilor cu diverse probleme. Din decembrie, de pe 6 decembrie, de când am deschis până acum, am avut destule cazuri pe care am încercat, spre deosebire de modalitatea aleasă folosită până atunci de voluntar, am încercat să le sprijinim într-un mod profesionist. Avem un psiholog, un asistent social. Foarte multe femei care au făcut avort și care au suferințe post-avort, care au vieți distruse din cauza avortului, ne-au vizitat. Am început să facem evenimente cu public de mărturii ale femeilor care au trecut printr-o criză de sarcină. Foarte emoționant. Femei curajoase, femei care au ales să spună public povestea. Este foarte important să începem să vorbim cât mai mult despre aceste lucruri. Sunt convinsă de foarte mult timp că soluția cea mai corectă este construirea acestor rețele de centre de sprijin pentru femei în criză de sarcină. Este soluția cea mai la îndemână, cea mai firească. În județul Suceava, de unde suntem noi,
în ultima statistică disponibilă din anul 2017, peste 1000 de femei au ales să facă avort. Peste 1000 de femei care nu au fost sprijinite de societate, de comunitate, de prieteni, de partenerilor de viață. Peste 1000 de femei, numai din statistica oficială, cărora nu li s-a oferit o altă alternativă. Nu li s-a oferit consiliere, nu li s-a oferit sprijin. Este cutremurător. Ne bucurăm foarte mult că mișcarea aceasta capătă din ce în ce mai mult, să spunem, răspândire. Ne-am implicat și în organizarea Marșului pentru Viață la nivel local. Tinerii sunt foarte deschiși către aceste probleme. Comunitatea, în momentul în care am deschis centrul Elena de la Rădăuți, a primit cu foarte mare bucurie, cu o ușurare, s-au implicat, au venit clase de copii care ne-au adus pampers, ne-au adus hăinuțe, ne-au adus alimente pentru femeile care ne vizitează centru și sperăm să vină cât mai multe și să fim alături de ele într-un mod profesionist și trauma aceasta avortului să fie evitată de cât mai multe familii și să fim alături de ele într-un mod firesc și profesionist, uman până la urmă. Vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult! În continuare o să-l invit la prezidiu pe domnul Branislav Scribec, iar până se pregătește dumnealui, va vorbi doamna doctor Mirela Letiția Felderean, care este medic neonatolog la Cluj, iar de-a lungul timpului a sprijinit foarte multe femei în criză de sarcină, care acum se bucură de viața copiilor lor. O invit să vorbească despre cazurile pe care le-a întâlnit și despre ce soluții de sprijin a găsit pentru ele. Bună ziua, sunt într-adevăr medic specialist neonatolog și de mic copil mi-a plăcut să ajut oamenii. Niciodată nu m-am gândit că un medic poate să facă și altceva decât să salveze și să vindece copiii sau bolnavii, până să ajung mai mare, când am văzut că există și o intervenție chirurgicală sau nu, numită avort, prin care poate să și moară copiii, nu doar să fie salvați sau tratați. Cu tristețe vedem că în lumea cu valori răsturnate în care trăim, uciderea copilului este considerată mult mai normală decât păstrarea vieții primită în dar. M-a ajutat foarte mult să merg pe acest principiu și credința în Dumnezeu și m-a ajutat și locul, fiind medic și văzând nenumărați copii care erau uciși și aruncați în tomberoanele cu gunoi. M-a ajutat și acest lucru să lupt pentru viața copilașilor și pot să spun că femeia este un lucru dezgustător, știind că femeia, aparatul reproducător al femeii a devenit un câmp de luptă, un teren de comercializare medicală, un teren de ucidere a propriului copil. Îmi vin în minte nenumărate cazuri dintre sutele de cazuri pe care le-am întâlnit prin intermediul instituționalizării spitalicești, dar și prin intermediul telefoanelor de la nivel național, având în vedere faptul că sunt și consilier național, preluând cazuri de femei care vor să facă avort. Ceea ce vreau să vă spun este și este chiar o tristețe în sufletul meu, că am văzut foarte mulți dintre colegii mei ginecologi care implementează în mintea femeilor ideea că
embrionul nu este, nu este un om, ci este doar o bucată de carne sau este o adunătură de celule, ceea ce este un lucru foarte eronat. Și țin să menționez faptul că acel embrion este om de plin încă din momentul concepției și sufletul este format încă de la început, iar trupul, trupul se dezvoltă pe parcurs în etape trimestriale. Îmi vin în minte nenumărate cazuri, printre ele îmi amintesc de cazul unei femei care avea 40 de avorturi în antecedente. Această femeie căra în spate numeroase patologii și vă dați și dumneavoastră seama cum poate să fie uterul unei femei care a făcut 40 de avorturi. Totodată îmi vin în minte cazuri de tinere cărora nu li s-a spus că există riscul ca ele să nu mai poată să aibă copii ulterior și mi-a părut întotdeauna foarte rău când mi-am dat seama că nu a fost un medic care să-i relateze acest lucru de la început și ea să poată să aleagă. Totodată îmi vine în minte cazul unei tinere care s-a prezentat chiar în garda mea. Această tânără făcuse deja avortul și ulterior s-a prezentat cu formațiuni tumorale apărute la nivelul uterului în urma rezecției mucoasei uterine, unde s-au produs leziuni. Totodată îmi vin în minte cazuri de femei care, și în special tinere, care au fost, asupra cărora medicul a făcut presiune, au făcut presiuni, spunându-li se că nu există timp, trebuie în aceeași zi să facă avortul, pentru că dacă se amână, s-ar putea să fie prea târziu, deși acele femei aveau săptămâni mici de sarcină și chiar nu era nicio grabă, dar bineînțeles că medicul încearcă să toate căile și ceea ce voi da și încă două exemple prin care vreau să specific faptul că în foarte multe situații femeile acestor femei li se indică avortul doar pe seama unor suspiciuni, ceea ce nu este corect nici pentru ele, dar nici pentru medici, pentru că este o minciună. Și vreau să vă spun cazul unei femei care avea sarcină gemelară. Unul dintre feți s-a oprit în evoluție, iar celălalt continua să se dezvolte și să crească, înregistrând o evoluție normală. Țin să menționez faptul că cei doi feți făceau parte dintr-o sarcină dizigotă, deci erau din doi saci amniotici și două placente. Iar medicul susținea și că trebuie să facă avortul încât există posibilitatea să se oprească în evoluție și celălalt copil, ceea ce este un lucru, din punct de vedere medical, incorrect. Și cert este faptul că omul în general și femeia este tentată să urmeze cu strictețe sfatul medicului, considerând că este soluția cea mai bună, el fiind medicul. Dar, în general, aș vrea ca fiecare femeie și m-aș bucura să ceară sfatul a cel puțin 2-3 medici atunci când este vorba de un prognostic negativ. Și s-a întâmplat acest lucru chiar și în familia mea. I s-a spus unei persoane foarte dragi mie că copilul se va naște cu o malformație incompatibilă cu viața. Era vorba de o malformație cardiacă care se numește hipoplazie de ventricul stâng. Mama a refuzat să facă avort, așa cum medicul i-a sugerat, și chiar și-a schimbat medicul ginecolog. Ulterior, mama a născut un copil sănătos. Ceea ce vreau să vă spun, și chiar vreau să vă mai spun faptul că eu am cerut acordul medicului șef să mă lase să spun în mod voluntar femeilor riscurilor care pot să apară.
Dar mi s-a spus că un medic nu poate să se preteze la astfel de convorbiri cu femeile. Ceea ce m-aș bucura este ca fiecare femeie, și este dreptul ei, ca fiecarei femei să-i se spună încă de la început riscurile la care se supune de către medic și să-i se spună urmările și consecințele atât la nivel sufletesc cât și trupesc care pot să apară și să-i se spună și totodată să-i se spună urmările care pot să fie atât tardive cât și imediate. M-aș bucura ca acest mesaj să prindă contur și să ajungă la acei europarlamentari care fac parte din Comisia de Specialitate. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna doctor. În continuare vă dau cuvântul domnului Branislav Scripet, este membru al Parlamentului European și vicepreședinte al organizației ACPM. Thank you very much for the word given. And I thank you very much for invitation for this conference. I do thank to my fellow member of the European Parliament, Mr. Catalin Ivan, for organizing the event, and also my warm welcome to my dear colleague, Mrs. Anna Záborská, a member of European Parliament for Slovakia, as she is a well-known woman fighter for a rights, a real rights of woman and unborn child. So dear guests of the conference, dear friends, it's a pleasure for me to be here with you today. I'm from Slovakia, and in my life I never understood and I never focused on the questions like we are now here organizing this conference, speaking about the dignity of life. And that was a simple reason for that, as I was educated as a sheer atheist by my very communist mother and unbelieving father. And they never told me there is anyone else behind this world whose name is God with great G, who is a creator and who is giving life to every one of us. But God was so good to me that he gave me a sheer grace to get his touch and understanding, and I became a Christian. And I'm very happy to understand that there is God who gives life, and we are the ones who are supposed to save life, to spread life, to fight for life, and to bring the culture of life and the life, not fashion, but the way of life that we want to support life. So this is the issue we speak about, and women in pregnancy crisis. It's very important, and I was shocked to hear these informations you are giving us now. This pertains to the sanctity of life and the human dignity of mothers and children, and it is also related to the well-being of families in Europe. The European Christian Political Movement, the European Political Party I am president of, places great emphasis on human dignity. This is one of our political issues to speak about, to fight for. Human dignity is a special value each human being has. It is God-given and should be cherished. We cannot leave out any possibility to speak for. Therefore, each person's life should be protected from conception to natural death. And this means that help and support should be provided to women who face problems in their pregnancies. I am honored to be here today with women who overcame many of these problems and chose life. We as policymakers have a lot to learn from your experiences, and we need to understand what to do and what legal changes to push for. Nowadays, women very often are pressurized to terminate their pregnancies by having an abortion. They are told it is much better. They are told there are no side effects for such a steps to make. This pressure comes from different sources. Many women, especially those coming from Eastern European countries, are under pressure from their employers.
A recent report in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe with the title The Employment Rights of Domestic Workers, Especially Women in Europe. There were made a special reference to these problems. There were amendments tabled by ECPM members. So this is the work we as policymakers can do and to fight for these amendments to be accepted. The adopted text demands that in all circumstances, pregnant working women are put under pressure by their employers to terminate their pregnancy. It further asks from European governments to ensure that pregnant working women receive practical support during their pregnancies to safeguard their health and well-being and that of their unborn children. I think this is significant. Women can also be pressurized to have an abortion directly from family members and indirectly from state social services that tend to present abortion as the only alternative. For example, a new law that is currently being debated in Iceland no longer asks for a compulsory meeting with a social worker before the abortion. I think many ladies simply would not get enough information and would not make a proper decision because they are not given a chance. Therefore, women are dissuaded from making an informed choice. Instead of giving them help and support, we push them towards a procedure that has proven physical and psychological risks. Many pro-abortionists talk about the right of a woman to choose. However, during pregnancy, there is also a developing body within her. I don't think a lady can say, it's my body, if she's pregnant. She can say, it's my baby, but she cannot say, it's my body. There are two bodies. So an unborn child is a developing body. Every mother who saw for the first time her unborn child on the ultrasound can confirm the special feelings this creates. To terminate the pregnancy means to terminate life. Therefore, it is not only a decision on her own body, but on the body within her body. If a lady can say, I can choose and decide, so she will kill not her own body. If yes, then the lady dies. I think this is very simple logic. If the lady kills a body, she needs to kill herself. So, to really promote this autonomy, safety and health of women, we must surely not promote abortion. Instead, we must look for ways to improve healthcare and to provide the means that will make it easier for a mother to choose to keep the child instead of aborting it. This is why today's conference has a special importance. So we can do more. Even here in European Parliament, we can raise voice and propose more to save life. For example, I was a shadow reporter in behalf of ECR, Group European Conservatives and Reformists, for the reporting on gender equality in free trade agreements. I made the proposal that we should concentrate not only on working conditions of women, but also on other conditions which improve the situation of families, importance of unpaid homework, care of members of family, etc. I tried here via amendments to put emphasis on the unreplaceable role of women in family. As well here, as many other times, I proposed to delete the statement that we should support the abortion, because this is a policy many times of European Union that we can help the developing countries if they will support abortions. So we are telling them you can live better if you will kill more children. Kill more children, have better life. I think this is very wrong logic. In our legislation, it is masked as in wording access to services in sexual and reproductive health, and this becomes more acceptable for many people. I strongly oppose the Istanbul Convention and the only and best solution in solving of domestic violence of women. Majority of such amendments were refused. Why? Do we really want to support women? Is a question here. Even more as a result of this report, we as EU try to push our idea of the life. Killing life is as standard for third countries, and EU is proud of it.
I'm not proud of this support of death in the world. Ladies and gentlemen, about 55 million unborn children are aborted every year. There is a link to this statistic number. This means that each minute we lose 105 fellow human beings. This tragic reality is a call to all of us, policymakers and active citizens, to join our efforts so that pregnant women who face difficulties or feel that they can't go on find help and support. With these thoughts, I wish every success to today's meeting, that we can encourage ourselves, we will go forward. Thank you very much for attention. Mulțumim foarte mult pentru participare și acest discurs de sprijin pentru femeile în criză de sarcină. În continuare va lua cuvântul doamna Dana Ardelean, care coordonează Centrul Piciorușe Little Feet din Baia Mare și ne va vorbi despre criza de sarcină prin care a trecut și despre activitatea acestui centru. Bună ziua! Mă simt privilegiată să fiu astăzi aici la Parlamentul European. Însă pot spune că nu este vorba despre mine astăzi. Eu sunt doar o voce, sunt un reprezentant al vieții, reprezint pe acei care nu pot să vorbească pentru ei, pentru care nimeni nu are urechi să îi audă, pe aceia marginalizați și desconsiderați. Sunt o voce a copiilor nenăscuți. Ceea ce m-a făcut sensibilă la acest aspect pro-viață a fost tocmai respingerea mea încă din faza intrauterină. Părinții mei nu m-au dorit și pentru că era acea perioadă comunistă când avortul era interzis parțial prin lege, au decis să renunțe la mine. Astfel că mama mea și-a produs singură avortul la domiciliu și doar o minune a făcut ca astăzi să pot să fiu aici și să mă pot bucura de viață. Pot spune că chiar dacă tatăl meu și mama mea nu m-au acceptat și nu m-au iubit pe atunci, Dumnezeu m-a iubit și m-a acceptat de pe atunci. Acest lucru m-a sensibilizat și m-a făcut vulnerabilă pentru tot restul vieții. Și cu precădere în copilărie, în adolescență, am fost foarte sensibilă la avorturile care se făceau în comunitatea în care eu trăiam pe atunci. Țin minte că femeile se ajutau foarte bine ele între ele, în așa fel încât ajungeau singure să devină îndemânatice, să-și rezolve singure problema. Îmi aduc aminte că am văzut o tânără care se zbătea între viață și moarte pentru că făcuse acest lucru și m-a impactat foarte mult. De asemenea, știu că nimeni nu mi-a zis că avortul este un păcat. Părinții mei nu erau creștini, nu mi-au insuflat valori creștine, dar am simțit în inima mea că este vorba de un păcat și că acei copilași plătesc cu viața lor datorită lipsei de responsabilitate, lipsei valorilor morale creștine. Și îmi aduc aminte foarte bine că la 11 ani mă aflam într-o clinică, pe atunci deja avorturile începuseră să fie la liber, imediat după Revoluție, însoțeam pe cineva. Am putut surprinde o doamnă care tocmai ieșise din camera de procedură și se așeza pe un pat într-un salon a cărei ușă era deschisă și puteam să văd înăuntru. Era total bulversată și pentru un moment am putut să simt toată durerea, am putut să simt tot dezastru care era în inima ei în acel moment. Au fost câteva momente greu de descris în cuvinte în acele clipe. Am știut și vedeam, puteam să citesc în ochii femeilor care între ele comunicau tacit anumite mesaje și puteam să le înțeleg. Puteam să înțeleg că era vorba despre moartea copiilor. Dar nimeni nu mi-a spus că acest păcat nerezolvat, avortul, poate să devină un blestem generațional. Fapt pentru care la vârsta de 20 de ani pot să spun că m-a ajuns din urmă.
A fost o experiență grea prin care am trecut. M-am găsit la acel moment în punctul în care multe femei din comunitatea mea se găsiseră de foarte multe ori. Eram singură și fără niciun suport, fără nicio alternativă. Astfel că avortul a fost singura opțiune pentru mine atunci. Ceea ce a fost cel mai semnificativ este că, deși trecusem prin sindromul post-avort, cenușa din viața mea s-a transformat într-o perlă de mare preț, pentru că Dumnezeu în acele momente a trimis în viața mea un tânăr, cunoscusem atunci un tânăr student la teologie, prin care am putut să intru în iertarea lui Dumnezeu și el a devenit prieten, mi-a devenit soț, mentor și ulterior mi-a devenit și coleg de facultate. La finele facultății, tema tezei mele de licență se intitula Avortul din perspectivă teologică, medicală și psihologică. Tot atunci, această teză pentru mine a însemnat, practic, a facilitat vindecarea mea emoțională. Și tot atunci am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să fiu un ghid, să fiu o călăuză pentru acele femei care se găsesc în criză de sarcină, pentru acele femei care trec prin sindrom post-avort, pentru a le călăuzi în vindecarea lor, pentru a le călăuzi spre viață. Astfel că în 2016, în Baia Mare, am deschis centrul Piciorușe Little Feet împreună cu soțul meu, dedicându-ne femeilor în criză de sarcină, femeilor care trec prin sindrom post-avort, printr-un grup suport post-avort. Am oferit și oferim consiliere în diferite domenii din viață, oferim tinerilor de asemenea programe de prevenție, sarcină și droguri în licee și de asemenea am deschis un centru rezidențial de băieți a celor dependenți de droguri. Ne putem mândri pentru acest proiect pentru că deja ni s-a deschis perspectiva, practic este un proiect, o viziune de viitor de a deschide și un centru rezidențial pentru femei și acest centru dorim să ofere cazare femeilor care sunt însărcinate sau cele care au născut deja, chiar dacă acestea vin chiar din domeniul drogului, din domeniul prostituției sau din domeniul traficului de persoane. Avem mare nevoie de ajutor și vă mulțumesc că astăzi mi-ați ascultat povestea și vreau ca aceste cuvinte și îmi doresc aceste cuvinte să impacteze națiunea română și să rămână ca și o pecete, să rămână ca și o piatră de aducere aminte că de astăzi noi am decis să începem să luptăm pentru acei copii, pentru viața lor. Noi suntem vocea lor. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult pentru această mărturie emoționantă și mai ales pentru curajul de a vorbi despre această problemă sensibilă. Angela Mitu este o tânără studentă din București care, alături de prietenul ei, Daniel, au sprijinit o tânără care era presată de familie să facă întrerupere de sarcină și astăzi o să vorbească despre acest moment. Bună ziua! Sunt studentă la Facultatea de Psihologie din București, iar logotnicul meu este ipodiaconul prefericitului Daniel. În acest cadru s-a întâmplat și cazul despre care eu o să vă povestesc. Este vorba de o tânără pe nume Annalisa, în vârstă de 18 ani, care într-un moment de disperare a venit să se închine la Patriarhia Română pentru faptul că era presată de familie să facă un avort pe care ea nu și-l dorea, din prisma faptului
faptului că sarcina a apărut într-un moment în care ea era foarte îndrăgostită, prietenul nu o susținea, ba din contră, el era plecat în străinătate și făcea presiuni puternice asupra ei pentru a face avortul. În clipa în care a ajuns la catedrală, ea era într-o stare de degradare foarte puternică, se vedea lucrul acesta, iar prietenul meu a abordat-o și a început să aibă o discuție cu ea. Ea atunci a început să mărturisească faptul că medicul la care a fost a anunțat-o că sunt șanse să nu mai poată face copii niciodată și că ar trebui să facă cât de curând avortul. Așa că ea s-a programat următoarea zi să se ducă să facă avortul, pentru că acasă nu mai era primită. Noi, în clipa în care am auzit despre această situație, am asigurat-o că are tot suportul nostru, am contactat-o pe Alexandra, ea a venit cu partea ei de suport, am dus-o la medici, am încercat să o calmăm și să o liniștim, să o anunțăm că sunt oameni care le oferă suport, pentru că, din păcate, în țara noastră, foarte puțini tineri cunosc că faptul că există posibilitatea și există metode prin care tu să-ți duci sarcina la bun sfârșit și chiar mai mult de atât să poți evolua în continuare. Ea fiind primul an de facultate, se gândea că va trebui să renunțe la facultate. Faptul că noi am vrut să facem un lucru bun, vă dați seama că au apărut și încercările. Așa că familia, atunci când a auzit că noi dorim să o susținem și să nu facă avort, au început să facă presiune asupra noastră. Chiar prietenul său a trimis persoane să ne agreseze fizic și totodată el s-a simțit amenințat că s-ar putea să-și piardă iubita și prietena de care era îndrăgostit. Numai că irresponsabilitatea și dorința de a fi o persoană liberă, fără niciun fel de obligații, era mai puternică. Așa că el a început să ne agreseze și a hotărât să o ia în străinătate alături de el, el fiind plecat în Italia. I-a cumpărat biletul de avion și totodată i-a făcut o programare în Italia la o clinică să facă avort. Noi am ținut cât mai mult de ea și am încercat să o facem să înțeleagă că nu ar trebui să plece, lucru care s-a și întâmplat, a anulat biletul de avion și nu a plecat la el. Sarcina a continuat, numai că ea a hotărât să încerce să-l convingă și pe el, pentru că era omul pe care ea îl iubea, să-l convingă că decizia pe care ea a luat-o este cea mai potrivită pentru viitorul lor, și asta au și făcut. În momentul de față, Annalisa este o fată de 20 de ani, care are un băiat, un băiețel, este cu soțul ei în străinătate, în Italia, studiază la o facultate în Italia, și sunt o familie fericită în momentul de față. Problema cu care noi ne-am confruntat și am vrea să o luați în considerare este faptul că tinerile din ziua de astăzi își pun semnul de întrebare că atunci când ele acceptă sarcina, ce vor face după ce ele au născut. Este o reală problemă faptul că ele, neavând sprijin din partea familiei sau a soțului, iubitului, ele nu se vor descurca singure. Noi avem nevoie de centre unde ele să poată locui, unde să poată studia, unde să poată să-și găsească un loc de muncă și să se poată întreține, să se poată dezvolta normal ca celelalte persoane. Eu sunt în anul 3 de facultate, iar tema mea de licență se bazează pe acest lucru, pe reabilitarea și reintrarea în societate a tinerelor care se află în criză de sarcină, dar totodată a tinerilor care nu au terminat o facultate sau nu au studii și nu se pot angaja.
Acesta este îndemnul și dorința noastră, este să facem un apel către persoanele în măsură să putem să ajutăm tinerele în astfel de situații și să nu fie nevoite să facă compromisuri cu viața, cu viața lor și cu copiii pe care îi aduc pe lume. Vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult! În încheierea acestei prime părți, o invit să vorbească pe Ioana Picoș, activist pro-familie și o persoană deosebită care a încurajat multe femei în criză de sarcină și a inspirat mulți oameni să aleagă viața. Vă mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră și să putem discuta despre o problemă extrem de delicată și anume criza de sarcină. Până acum 5 ani, nu știam că există un termen care să definească o situație despre care însă auzisem din copilărie. Acea situație când o femeie află că este însărcinată, dar, din păcate, nu este susținută, nu este ajutată, nu este sprijinită de către partenerul de viață sau de către familie. Acea situație când femeia care află că este însărcinată primește replica "dă-l afară" sau "nu mă interesează acest copil" sau "dacă nu avortezi, te părăsesc" sau "dacă nu avortezi, te dăm afară din casă, de la școală sau de la serviciu". Toate acestea sunt situații de criză de sarcină, când avortul nu este o opțiune, ci se conturează într-o realitate care are titlul de obligativitate. Avortul devine astfel o sentință atât pentru femeia însărcinată, cât și pentru copilul nenăscut. Poate această situație să fie definitorie pentru ceea ce se dorește a fi o societate civilizată? Cu siguranță nu. Câte astfel de cazuri există? Multe. Și chiar un caz de-ar fi, ar însemna două vieți distruse, a mamei și a fătului. Dar statisticile din diferite țări arată că între 60 și 85% dintre femeile însărcinate recurg la avort din cauza lipsei de sprijin din partea celor apropiați. Avortul este o traumă fizică și psihică, cu care femeia este obligată să trăiască tot restul vieții. Avortul vine cu risc de sterilitate și chiar deces. Personal, cunosc femei care acum au 75-80 de ani și care regretă faptul că și-au avortat copilul, chiar dacă poate înaintea aceluia și după el au mai existat și alți copii născuți. Avortul vine cu riscul de destabilizarea familiei. Toți știm că fiecare copil este unic și irepetabil. Toate acestea pot fi evitate dacă femeile aflate în criză de sarcină ar primi ajutor. Sunt atât de multe femei care regretă că au făcut avort și sunt atât de multe femei care sunt fericite că au ales să-și nască pruncii, chiar dacă situația din acel moment nu a fost cea mai ușoară. Perioada sarcinii este cel mai deosebit moment din viața unei femei. Este totodată și cel mai vulnerabil. A purta, a naște, a crește oameni înseamnă cel mai frumos și solicitant aspect al vieții. În acești 5 ani de când sprijin femeile aflate în criză de sarcină, viața mi-a oferit multe exemple de situații. De la fete la femei, de la situație financiară precară la lux, criza de sarcină se manifestă identic. Femeile se simt abandonate, unele sunt amenințate, chiar bătute. Aceste femei simțeau că nu au încotro și trebuie să facă avort. Dar în clipa în care le întindeam o mână de ajutor, o mână reală de ajutor, situația se schimba instantaneu și faptul că știau că cineva se gândește și la ele, și la copilul nenăscut, că totuși cuiva îi pasă, făcea toată diferența. Pe lângă faptul că putem fi autodidacți și ne putem informa pe marginea subiectului, astfel încât să știm să sprijinim femeile în criză de sarcină, mai există ceva ce putem face pentru ele.
să facem legi, astfel încât, dacă familia sau partenerul nu o ajută, să știe că mai are totuși o plasă de siguranță din partea legiuitorului. Recunoașterea crizei de sarcină ca problemă reală, astfel încât femeile să poată primi ajutor social, indemnizație pe timpul sarcinii, posibilitatea de a sta într-o locuință sigură, în cazul în care sunt date afară de către familie, analize gratuite pe timpul sarcinii, gratuitate la vitaminele prenatale, ședințe la psiholog, posibilitatea de a alege o familie adoptivă pentru copil încă de când copilul este în pântecele mamei. Toate acestea reprezintă punți care pot ajuta femeile să-și nască copiii. În România, nimeni nu a făcut un sondaj pentru a vedea factorii determinanți pentru care femeile ajung să apeleze la avort. Avem, în schimb, statisticile din multe alte țări și ele sunt clare. Avortul este consecința lipsei de sprijin pentru femei. Nu putem nega aceste realități. Nu avem voie să ne prefacem că nu știm, că nu înțelegem sau că nu există. Avem, în schimb, voie să fim buni, să ajutăm, să demonstrăm faptic, nu doar declarativ, nivelul nostru de civilizație, de empatie și de umanitate. Bărbații adevărați își asumă responsabilitatea propriilor acțiuni. Își asumă familia cu toți copiii, inclusiv cei nenăscuți. Femeile adevărate își asumă și își sprijină rolul pentru celelalte femei, atunci când acestea au nevoie și cer ajutorul. Trebuie să ne unim forțele și trebuie să recunoaștem că acel ceva în plus pe care noi, femeile, îl avem spre deosebire de bărbați, este puterea de a naște oameni. Societatea cu adevărat evoluată oferă ajutor femeilor aflate în crize de sarcină, le recunoaște importanța și înțelege că pentru a continua să existăm, trebuie să oferim sprijin acelora care dau viață. Închei prin a vă reaminti un citat al lui Alice Paul, sufragetă, care spune și întreabă: cum poate cineva să protejeze și să ajute femeile prin faptul că le ia viața înainte de a se naște? Vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Acum va începe a doua parte a acestui eveniment, care este despre cum putem ajuta concret femeile în criză de sarcină. Va vorbi Mirela Andrei, care este asistent social în cadrul Centrului de Consiliere pentru Părinți și Copii Sfânta Alexandra Împărăteasa, despre cum pot sprijini asistenții sociali femeile în criză de sarcină. Așa cum a spus și colega mea Alexandra, sunt asistent social, sunt colegă cu ea în cadrul Centrului de Consiliere Sfânta Alexandra din București. Am sprijinit în ultimii ani familii în situație de criză cu un interes special pentru copii, iar alături de Alexandra susținem femeile aflate în dificultate, dezvoltând soluții la problemele, riscurile cu care acestea se confruntă. Din experiența ca asistent social în lucru direct cu beneficiarii, am constatat ca principale probleme lipsa unui spațiu de locuit și lipsa sprijinului a nevoilor de bază în perioada în care copilul este dependent de mama sa și nu ar putea să lucreze, respectiv primii 2 ani din viața copilului. În momentul în care femeia află că este însărcinată și familia, partenerul, percep copilul ca problemă, descurcându-se cu un singur salariu sau cu un venit modest, să spunem alocațiile altor copii pe care i-au, intervine lipsa de suport, presiunea de a scăpa de această problemă, certuri, condiționări de genul renunț la sarcină și rămân cu tine, muncim și o să avem alți copii mai târziu, fie din partea familiei, abia ne descurcăm noi, nu o să-ți cresc și copilul. Fiecare om e capabil să găsească soluții la problemele care se ivesc în viața de zi cu zi. Cu toate acestea, există situații în viața fiecăruia când este dificil să identificăm problema și soluțiile pentru rezolvarea ei. Dacă nici familia, prietenii nu o pot face, intervin specialiști, asistentul social, psihologul, consilierul care oferă sprijin în cazul nostru viitoare mame. Este important ca toți să conștientizăm etapele în oferirea sprijinului. Momentul în care femeia află că e însărcinată,
punem problema că partenerul, familia nu o susțin și e nevoie de a identifica soluții și resurse pentru a depăși situația de vulnerabilitate în care se află. Momentul sarcinii, dezvoltarea unui plan prin care să reușească să-și asigure ei și copilului resursele necesare. Momentul nașterii, nevoia de sprijin, lucruri concrete pentru nou născut și mamă. Și perioada de după naștere, foarte importantă, când atenția și resursele mamei se focusează pe copil. Consider că este importantă, de asemenea, abilitarea mamei să înțeleagă ce probleme are, ce nevoi, să fie capabilă să stabilească contacte, să acceseze resurse din comunitate, să știe ce drepturi și beneficii îi se cuvin. Un aspect important în dezvoltarea abilităților mamei îl reprezintă îmbinarea timpului petrecut la locul de muncă cu timpul alocat copilului. Este important să conștientizeze dificultățile, dar și resursele, metodele de rezolvare a problemei intervenite, care sunt riscurile și responsabilitățile. Ca soluții, consider că politicile sociale ar trebui îmbunătățite prin servicii sociale care să oferă acces la o locuință pe timpul sarcinii și în următorii 2-3 ani după nașterea copilului. Modernizarea centrelor maternale, oferirea unei anumite independențe. Sunt mame care au 2-3 copii și sunt nevoite să conviețuiască cu alte mame și copiilor în același spațiu, ca și cum ar fi într-un refugiu temporar. E nevoie să li se ofere condițiile unui cămin dotat cu strictul necesar, dar să poată avea și o anumită intimitate. De asemenea, programe de informare și conștientizare publică referitoare la schimbările produse de sarcină și maternitate, precum și despre nevoia de sprijin pentru femei în timpul sarcinii. Consider că persoanele vulnerabile pot avea o viață mai bună dacă li se oferă sprijin. Mă bucur să fiu aici, în această zi de 19 martie, când este sărbătorită și Ziua Mondială a Asistenței Sociale. Iar tema acesteia de anul acesta este importanța relațiilor umane. Consider această întâlnire ca punct de intersecție între oameni, idei și valori comune. Vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult! În continuare va vorbi Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul Centrului Praesidio al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Bună ziua! Este important, așa cum s-a mai menționat pe parcursul discursurilor, ca femeia să beneficieze de alternativă reală atunci când se confruntă cu o criză de sarcină. O alternativă reală înseamnă o soluție care să privească interesul și binele deopotrivă al mamei și al copilului pe termen scurt, mediu și lung. De multe ori ce se întâmplă este că societatea, în concepția sa utilitaristă, vrea să rezolve problema. De aceea, evenimente precum este cel de astăzi sau precum va fi Marșul pentru Viață sâmbătă aceasta pe 23 martie sunt extrem de importante pentru că aduc în discuție subiecte despre care lumea știe, dar nu vorbește. Și atunci, aducând în discuție astfel de probleme, cu toții putem identifica soluții și putem strânge rândurile cumva, putem să fim mai apropiați în misiunea noastră și avea un efect mai important, mai puternic. De obicei, femeia este lăsată singură în fața sau cu așa zisă problemă. Din păcate se întâmplă acest lucru, iar problema în general ea nu trebuie eliminată așa cum se spune sau cum societatea în general la nivel macro, precum și la nivel micro, sugerează femeia aflată în criză de sarcină, ci această așa zisă problemă trebuie transfigurată. De ce? Pentru că principalele efectele avortului se cunosc. Da, în primul rând moare cineva, dar la fel de important este că acea femeie se văduvește de o supraputere pe care Dumnezeu o dă oricărui om care devine părinte, mamă sau tată. Și anume acea putere de a iubi non-stop. De a iubi fără, de a nu mai putea să nu iubești. Iar această putere este în sine o putere vindecătoare. Deci avortul nu numai că omoară un om, ci omoară alți oameni încetul cu încetul, pentru că nu îi ajută spre vindecare. Dimpotrivă, nașterea câtor mai multor copii ajută spre vindecarea fiecăruia, pentru că această iubire a părintelui care vindecă pe interior, multiplicându-se, produce mai mari și mai frumoase efecte. De aceea, societatea trebuie să iasă
din indiferență și să fie solidară. De aceea noi, cei adunați astăzi, care suntem, să spunem, misionari ai vieții, factori politici, mame, copii, care vor fi viitori misionari ai vieții, trebuie să fim precum samarineanul din pilda Mântuitorului, și anume să facem acel one extra mile atunci când vedem pe cineva aflat în nevoie. Este ușor să ignori problema, este puțin mai greu, dar extrem de benefic să încerci să rezolvi problema. De aceea Metropolia Moldovei și Bucovinei din anul 2011 a inaugurat o activitate misionară, Provita, prin înființarea departamentului Provita din cadrul sectorului de misiune. Este un departament care are în vedere dezvoltarea unei misiuni proviață în trei județe, Iași, Botoșani și Neamț, în mod special acolo unde se află Arhiepiscopia Iașilor, precum și în celelalte județe componente ale Metropoliei Moldovei și Bucovinei, Suceava, Bacău și Vaslui. Desigur, activitatea noastră este universală, adică oricine, de oriunde ar veni, noi oferim sprijin și ajutor. Ajutorul pe care noi îl oferim este unul holistic, atât în ceea ce privește nevoile persoanei, cât și în ceea ce privește categoriile de persoane. Pentru că noi ajutăm cazuri indiferent de religie, etnie, mediul în care provine. Iar principalele noastre tipuri de ajutor constau evident în consiliere. Activitatea de consiliere este extrem de importantă, realizată de partenerii noștri, psihologi, avocați, asistenți sociali, consilieri vocaționali. De asemenea, în cadrul activității de consiliere am înființat și un serviciu telefonic, un tel verde, 0800 800 116. Este o linie telefonică la care poate apela oricine de pe teritoriul României și poate găsi consiliere și sprijin emoțional în primul rând și ulterior, dacă este cazul, inclusiv material. Pe lângă această activitate de consiliere, noi oferim ajutor material lunar. Vestea bună este însă că majoritatea cazurilor pe care noi le-am gestionat nu au avut neapărat nevoie de asistență financiară sau materială, ci au avut nevoie de puterea cuvântului unei inimi iubitoare. Au avut nevoie de cineva care să fie alături și să le spună, să le dea un sfat, pentru că săraca femeie de multe ori este lăsată singură în fața unei decizii prea mari. Dar noi oferim, atunci când este cazul, ajutor lunar, atât timp cât femeia are nevoie pentru a se simți în siguranță și pentru a-și recăpăta o stabilitate. Tot în aceeași idee, avem locuințe protejate în cele trei orașe capitale de județ din Arhiepiscopia Iașilor, în Iași, Botoșani și Piatra Neamț, zone de locuit pe perioadă determinată, în care femeia se poate reculege și își poate reseta traiectoria vieții atunci când are nevoie, se confruntă cu o sarcină neașteptată. De asemenea, ce încercăm să facem este să mergem acel one extra mile și să încercăm reintegrarea familială cu fiecare caz, pentru că este natural ca fiecare copil să crească atât în sânul familiei nucleice, cât și în sânul familiei extinse mai mari, pentru a beneficia de o dezvoltare sănătoasă, armonioasă. Și de obicei femeia în criză de sarcină temporar este exclusă din sânul familiei, dacă refuză avortul, evident, iar noi ceea ce încercăm este să mergem până la capăt și să ne asigurăm că misiunea noastră pro-viață este dusă până la final cu succes. De asemenea, încercăm să dezvoltăm și o activitate de consiliere post-avort, întrucât noi considerăm că adevărata vindecare vine doar prin implicare activă în misiunea de a salva vieți, în primul rând prin recunoașterea greșelii făcute și prin asumarea ei în mod matur, completată ulterior cu activități concrete de a sprijini alte femei, astfel încât acestea să nu avorteze.
nu în ultimul rând, ceea ce încercăm să facem cu zel este să formăm preoții noștri și preoții și profesorii parteneri, dar în special preoții, să îi formăm în vederea consilierii femeilor aflate în criză de sarcină, astfel încât fiecare preot să fie pregătit să abordeze și să consilieze și să sprijine un astfel de caz. Din 2011 până acum am ajutat peste 1000 de femei din zona noastră de activitate să depășească criza de sarcină, fie prin consiliere, fie prin ajutor fizic material sau prin serviciile de cazare temporară. Prin Tel Verde sunt consiliate zilnic peste 30 de femei care sună cu probleme din familia aceasta de probleme. Pe scurt, resorturile activității noastre din Arhiepiscopia Iașilor stau în primul rând în legea iubirii Mântuitorului Iisus Hristos, care ne poruncește să ne iubim unul pe altul. Oricum poți iubi unul pe altul decât prin a te pune la dispoziția celui aflat în nevoie, ceea ce încercăm să facem și noi zi de zi. De asemenea, doresc să menționez faptul că ajutorul nostru, așa cum am spus la început, este dedicat oricui are nevoie. De aceea toți dumneavoastră cei prezenți aici, dacă se întâmplă vreodată să aveți nevoie de ajutor, mai mult decât oferit sau complementar la ceea ce oferiți dumneavoastră, noi suntem deschiși tot timpul spre a oferi ceea ce putem face și ceea ce știm să facem. Nu în ultimul rând, aș vrea să adresez, să menționez un citat al Marului Dostoievski, care spune următorul lucru: biserica nu are ca scop transformarea acestei lumi în rai, ci are ca scop împiedicarea ca această lume să devină un iad. Așa încât și noi, prin misiunea noastră, să încercăm să împiedicăm această lume să devină un iad al morții. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Știm mulți dintre noi ce se întâmplă la Valea Plupului, în România, acolo unde părintele Nicolae Tănase a salvat multe suflete, a sprijinit multe mame. Iar din partea asociației va vorbi astăzi domnul Gavril Tănase. Bună ziua! Asociația Provitaș a început activitatea imediat după Revoluție, fiind înființată de preotul paroh din parohia Valea Plopului și în prezent fiind condusă de o întreagă echipă. Asociația își desfășoară activitatea în satele Valea Plopului, Valea Screzii, orașul Vărlăni de Munte, dar și în câteva alte locații din țară. Această zonă oferă cadrul favorabil pentru vindecarea fizică și psihologică a mamelor, femeilor și copiilor aflați în dificultate. Provita pentru născuți și nenăscuți a fost înființată pentru a oferi o alternativă la avort a femeilor și a tinerilor. A început salvarea copiilor de la avort plasându-i în familii din satul Valea Plopului. De-abia apoi și-a început construcția primelor case. În total, de-a lungul timpului, asociația a ajutat peste 3.000 de copii. În prezent, numărul beneficiarilor este de 438 de suflete, împărțit în categorii copii salvați de la avort, copii care familiile n-au putut avea grijă de ei, copii abandonați în spitale, oameni în nevoie, oameni ai străzii, femei provenite din orfelinate comuniste, bătrâni fără posibilități financiare sau familie, femei gravide alungate sau femei abuzate și familii întregi rămase sau aflate în nevoie.
Provida dorește să ofere beneficiarilor săi un cadru sigur pentru a se vindeca și a crește și pentru a-și recapăta independența. Prin ajutor medical, social, financiar, training și chiar și juridic. Asociația consideră că soluția optimă pentru copii este integrarea în familia naturală sau în cea lărgită. În consecință, mama sau familia vor avea întotdeauna posibilitatea să revină, să viziteze iar și, în cazurile fericite, să reîntregească familia. Mulțumesc tare mult! În continuare va vorbi domnul Gheorghe Alexei, care este pastor și directorul Fundației Stera din Timișoara. Bună ziua! Vreau să felicit pe domnul europarlamentar Cătălin Ivan pentru organizarea acestui eveniment. Chiar dacă dânsul este neafiliat politic, am toată convingerea că el, ca și organizator acestei dezbateri, s-a afiliat deja cu autorul vieții, care cred din nou că îl va sprijini pentru a organiza cea de-a doua ediție din martie 2020. Fundația Estera este un centru de consiliere pentru femeile care trec prin criza unei sarcini neplanificate și a familiilor acestora. Scopul fundației este să empatizeze, să informeze și să sprijine femeile în criza unei sarcini neplanificate, ajutându-le să iau o decizie în cunoștință de cauză, după ce au înțeles valoarea vieții copilului născut din punct de vedere biologic și spiritual. Femeile care au decis să păstreze sarcina devin beneficiare a serviciilor Fundației Estera, oferindu-le sprijin în toată perioada de sarcină, iar copilului care se naște îi oferim un trusou la naștere și cele necesare în măsura posibilităților până ce împlinește un an. Fundația țintește calitatea vieții familiei în criză, ajungând partenerul și întreaga familie în vederea unui climat propiciu creșterii și dezvoltării noului născut. Oferim sprijin femeilor care experimentează sindromul post-avort, fără a le condamna, ci a le ajuta să depășească acest sindrom și să primească iertare și eliberare. Fundația tratează cu demnitate și sensibilitate copilul nenăscut, pe fondul realității că el, copilul nenăscut, este o persoană de la început. Avem convingerea că un om nu devine om, ci el este deja om în fiecare etapă a dezvoltării sale, începând cu momentul concepției. Fundația are proiecte în zona prevenției, fiind prezentă în școle din zona de vest a țării, oferindu-le elevilor, începând din clasa 7 până în clasa 12-a, programe educaționale Abstinență Legală Libertate, lecții care conțin importanța unei imagini de sine la adolescență și pericolul contactării unei boli cu transmitere sexuală și consecințele întreruperii de sarcină din punct de vedere biologic, afectiv și spiritual. De asemenea, fundația este implicată activ în conștientizarea opiniei publice asupra perspectivei corecte asupra copilului nenăscut, considerându-l a fi cineva, o persoană, nu ceva, un obiect, o aglomerare de celule sau un produs genetic, ci considerându-l o persoană. Este implicat în spațiu public prin campania 40 zile pentru viață, care se desfășoară în momentul acesta în toată lumea și la Timișoara, și prin marșul pentru viață. Și vreau să spun cu mare sensibilitate că la marșul pentru viață din anul acesta, din 23 martie, va fi parte acestei manifestări, una din primele produse ale consilierii femeilor în criză unei sarcini. O fetiță care acum are aproape 20 de ani
va cânta în spațiu public cu o voce aproape opozabilă cu cea a lui Celine Dion, o artistă adevărată. Rezultatele concrete ale Fundației Estera în cei 20 de ani de activitate au fost salvați de la avort aproximativ 1600 de copii. Despre ei vorbim noi. Sunt mulajele copiilor de la 7 săptămâni la 10 săptămâni. Și ei sunt persoanele importante pentru care toți cei care suntem pro-life luptăm ca ei să trăiască. Și aici am un calendar al Fundației Estera cu copiii reali născuți prin Fundația Estera. Noi am vorbit despre ei când nu-i vedea nimeni. Acum ei vorbesc despre noi. După ce s-au născut și se bucură părinții și toți ceilalți. Au beneficiat de program educațional aproximativ 16.000 de elevi. În urma experienței de 20 de ani, Fundația Estera condiționează că este necesar ca programul educațional Abstinență Egal Libertate să se extindă la nivel național, fiind considerat unul foarte necesar de către toți factorii responsabili din toate școlile unde s-a prezentat acest program. De asemenea, considerăm necesar să îi se ofere femeie în criză unei sarcini planificate informații solide despre sarcină, despre valoarea copilului nenăscut și de dezvoltare intrauterină. Propunerea noastră este să îi se ofere femeie în criză unei sarcini un timp de gândire după cererea ei de a face avort. Experiența noastră certifică faptul că decizia luată pe fondul unei crize ulterior va fi regretată și poate avea consecințe pentru întreaga perioadă a vieții. Mulțumesc! Mulțumim mult! Acum va vorbi Tabita Lois Botoi, coordonator la Biroul Proviață al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Doar în orașul din care vin, unul dintre cei 15 medici avorționiști a făcut în ultimii 20 de ani peste 20.000 de avorturi. Este doar un medic. Unul din cei 15. Și dacă stăm să adunăm cifra fiecărui medic, constatăm că populația orașului a fost omorâtă de cel puțin două ori. Au vorbit prietenii mei despre criza de sarcină și pornind de la nevoile constatate la nivel local, în anul 2005, Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia a înființat un birou, un cabinet de informare și consiliere pre- și post-avort în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba. În ultimii ani însă am constatat o scădere a numărului de avorturi în cadrul spitalului. Dacă în anul 2006 cifra avorturilor era undeva aproximativ 250 de copii avortați, în anul 2018 numărul a scăzut la doar 20 de avorturi și putem fi tentați să credem că cifrele sunt îmbucurătoare, însă lucrurile nu sunt nici pe departe așa. În ultimii ani, clinicile private de ginecologie îmbie femeile aflate în criză de sarcină într-un mediu primitor, într-un mediu intim și avortul nu este foarte costisitor nici la nivel de clinică privată. Așa că femeia este tentată mai degrabă să aleagă mediul privat, putem spune, în defavoarea celui de stat, însă doar în defavoarea ei și a pruncului nenăscut, zicem noi. În absența unui cadru legal prin care consilierea pre-avort să fie reglementată ca practică premergătoare avortului, iar avortul să fie privit ca o intervenție traumatizantă pentru femeie, atât din punct de vedere psihologic cât și fiziologic, și care trebuie considerată doar o ultimă soluție, femeia aflată în criză de sarcină continuă să fie expusă acestui ciclu distructiv de evenimente care de-a lungul anilor a demonstrat că avortul nu este nici pe departe rezolvarea problemelor ei, ci doar un preambul pentru multitudinea de probleme reale cu care o să se confrunte, care decurg din el. Condițiile actuale de consiliere din spital sunt deficitare, în sensul că persoana aflată în criză de sarcină are acces la consiliere doar după plătirea taxei de avort și după internarea în spital. Accesul meu ca și consilier la ele este limitat.
În primele trei luni ale anului 2019, 8 femei și fete aflate în criză de sarcină au fost internate pentru a li se efectua avort la cerere. Din cele 8, doar 6 au dorit să beneficieze de programul de informare și consiliere preavort, acesta nefiind obligatoriu, iar din cele 6 persoane care au fost consiliate, 3 au decis să păstreze sarcina. 7 din cele 8 persoane sunt de etnie romă. 6 din cele 8 nu au terminat ciclul școlar gimnazial, iar 5 dintre ele sunt minore. Doar 2 din cele 8 sarcini provin din cadrul căsătoriei, 5 dintre ele provenind din relații de concubinaj, iar una dintr-o relație pasageră. Spre surprinderea mea, toate cele 8 fete și femei foloseau mijloace contraceptive. Una dintre ele avea chiar ligatura trompelor uterine. Este o soluție definitivă, zicem noi, dar chiar și așa ea a reușit să rămână însărcinată. A și păstrat sarcina și urmarea acestui fapt, în 7 martie a fost internată la un spital din Târgu Mureș în comă, pentru că primise o bătaie zdravănă de la soțul ei. Acum este mai bine. Oricum, am ajuns la concluzia că mijloacele contraceptive nu pot fi considerate o soluție eficientă în prevenirea sarcinii. Pe mai departe, noi ca și Birou pentru Viață ne-am luat angajamentul să găsim soluții prin crearea unor parteneriate cu instituții ale statului, dar și cu asociații non-guvernamentale care să răspundă pe mai departe nevoilor celor care depășesc criza de sarcină și au nevoie de diverse programe de terapie familială și de cuplu, pentru că criza de sarcină nu se termină în momentul în care hotărăsc să păstrezi copilul. Considerăm că este nevoie și de programe de terapie pentru adicții. Vrem să creăm și parteneriate cu clinicile și cabinetele particulare, însă în lipsa unei legislații nu putem să vedem asta ca o soluție pe termen lung. Noi avem misiunea de a salva, de a proteja și de a cultiva viața prin ocrotirea copilului născut și nenăscut, indiferent de rasă, religie, sex și altele. Vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult, părintele Ilarion Mâță, care este inspector la sectorul social al Arhiepiscopiei Române și Bacăului, are un mesaj de transmis pe care îl va citi Ioana Picoș. Stimat auditoriu, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului din cadrul Bisericii Ortodoxe Române își propune în termen scurt și mediu să inaugureze mai multe centre de consiliere a femeilor în criză de sarcină, în regim ambulatoriu sau rezidențial și să deruleze activități specifice susținerii copilului născut și nenăscut, a mamei și a familiilor creștine tradiționale, mai ales a celor cu mulți copii. În fiecare an, la data de 25 martie, celebrăm vestea cea bună adusă de Arhanghelul Gavril în Fecioara Maria, prin care peste 9 luni, adică pe 25 decembrie, umanitatea va primi în lume venirea ca prunc și mântuitor pe Iisus Hristos. În această zi, în Arhiepiscopia noastră, va fi inaugurat primul centru de consiliere în cadrul Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, Hârja, județul Bacău. La început, în regim ambulatoriu, apoi și cu cazare. Imediat după acest eveniment, în lunile următoare, la Onești, în cadrul protopopiatului, va exista un centru de consiliere de zi, apoi, și după finalizarea lucrărilor de reabilitare a spațiului de cazare, vor exista mai multe spații disponibile femeilor aflate în criză de sarcină și mamelor ce dau naștere copiilor. Aici există intenția fermă de a crea un telefon permanent la care să poată răspunde în orice moment al zilei specialiști, medici creștini, angajați sau voluntari ai acestui proiect. Și în alte 3 protopopiate, Roman, Moinești și Buhuș, vor fi înființate centre de consiliere cu cazare la Gârleni, protopopiatul Buhuș, și fără cazare în celelalte instituții, locuri în care vor lucra pentru suportul de specialitate asistenți sociali, psihologi și consilieri spirituali.
alte ONG-uri din Arhiepiscopie și-au exprimat dorința inaugurării unor centre de consiliere în Târgul Ocna prin Asociația Sfânta Anastasia Romana la Bacău, prin Asociația Treime de Arhierei și la Onești, prin Asociațiile Patmos și Filantropia Oneșteană, toate funcționând cu binecuvântarea și coordonarea înalt preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. De menționat faptul că, prin sectorul social-filantropic, toate cele 6 protopopiate ale Arhiepiscopiei au câte un reprezentant pro-viață care realizează activități specifice susținerii femeii aflate în criză de sarcină, a copilului născut și nenăscut și a familiei tradiționale, în fiecare regiune de pe cuprinsul Arhiepiscopiei, acest sector de activitate oferind expertiză tuturor centrelor care vor fi inaugurate în perioada imediat următoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În continuare va vorbi doamna profesor Teodora Wild, care este din Slobozia, este profesor metodist la Casa Corpului Didactic Ialomița. Bună ziua! În primul rând sunt profesor de religie, am terminat teologia ortodoxă și în al doilea rând sunt formator și metodist în cadrul Casei Corpului Didactic. Ca să vă explic mai clar și pe scurt ce se întâmplă acolo, noi scriem programe de formare, formăm cadrele didactice și apoi aceste cadre didactice aplică la clasă ceea ce îi învățăm noi. Am ținut neapărat să fac această mențiune pentru că ne aflăm în secțiunea How, sau ce putem noi face, să vorbesc în limba română. Putem implementa multiple proiecte și programe de formare. Deja am vorbit cu colegii mei să facem formări prin diverse asociații sau asociații în care funcționează dumnealor, însă consider că politicile educaționale sunt mai importante decât acestea. Ceea ce facem noi sunt mici floricele într-o mare de buruieni. De ce? Ca profesor am constatat următorul lucru. Elevii noștri, tânăra generație, au probleme de, ca să spun așa, de morală. Ei înțeleg libertatea ca fiind ceva asemănător cu sintagma fac ce am eu chef și ce vreau eu și când vreau eu, cu cine vreau și cum vreau, fără niciun fel de responsabilitate. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem și noi și domnii europarlamentari în măsura în care pot, să aplicăm programe de educație, de responsabilizare. Noi suntem cei care scriem conștiința viitoarei generații. Dacă generația aceasta care vine este mai rea decât cea actuală, n-am rezolvat nimic și întâlnirile noastre și toate vorbele și toate conferințele sunt zadarnice. De asemenea, cred că o colaborare strânsă între preoții, duhovnici și profesorul de religie este binevenită, pentru că formarea conștiinței iarăși este formată pe această cale. Ce m-am gândit eu pentru propunerile viitoare? Nu cred că analfabetismul funcțional de care se vorbește astăzi este atât de grav, cât de lipsa de valori, de caracter și de implicare prin fapte. Faptele, nu mă refer la partea de distracție la care se gândesc elevii, știți, ca o glumă așa, există o mare circulă o glumă printre ei, muncă și după aceea distracție. În schimb, astăzi s-a transformat în distracție și dacă rămâne loc de muncă, bine, dacă nu, și mai bine. Cred că aici este nișa pe care noi putem să apăsăm pe pedală și să ne gândim cum să-i responsabilizăm și să se bucure de muncă, pe de o parte, pe de altă parte, de formarea conștiinței lor ca viitori adulți. Și atunci, programele și proiectele pe care le-am propune așa ar fi foarte bine să fie pe cum să fii părinte și formare pe alegerea conștientă, cu toate informațiile la îndemână, nu cu informații trunchiate sau informații care îmi convin mie ca tânăr. Parteneriatele, din nou, mi se par foarte binevenite. Și nu în ultimul rând, mă gândesc că politicile educaționale să fie în strânsă legătură cu politicile audiovizuale, pentru că există o mare trend al pornografiei. De curând am aflat de o modă numită Porn Revenge, care circulă prin școli și care le aduce grave leziuni la nivelul moralei și conștiinței.
Pe de altă parte, mi se pare că politicile privind sprijinirea ONG-urilor și a politicilor de sănătate, din nou, ar veni în sprijinul acestei educații pentru viață și pro-alegere conștientă, liberă, dar și responsabilă. Vă mulțumesc! În continuare va vorbi Răzvan Popovici, care este consilier politic, despre cum se pot implica oamenii politici în sprijinirea femeilor în criză de sarcină. Doamnelor și domnilor, știm foarte bine că Uniunea Europeană, în momentul în care ea a fost concepută, a fost concepută pe baza unor valori comune, și anume libertate, democrație, adevăr, demnitate, solidaritate și responsabilitate. După toată perioada de formare a Uniunii Europene, toate aceste valori au prins glas în democrație, în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în care se specifică în mod evident faptul că la baza drepturilor se regăsește demnitatea umană, care, din punctul meu de vedere, începe în momentul conceperii. Oare drepturile copilului nenăscut, libertatea și demnitatea acestuia nu reprezintă o prioritate pentru țările europene? Ființa umană încă nenăscută, în plină formare și privată de glas, nu are dreptul de a se apăra și nici nu este protejată, decât în foarte puține cazuri, de formele legislative ale țărilor europene. Până unde autonomia individuală și libertatea de a o încălca pe aceluilalt? Copilul reprezintă atât darul lui Dumnezeu, cât și viitorul cetățean al Uniunii Europene. Familia reprezintă elementul fundamental ce se află la baza societății, cât și primul nucleu în cadrul căruia cetățeanul se va forma și își va înșuși valorile societății europene. Până unde garantează societatea europeană drepturile cetățenilor ei încă nenăscuți? Protejarea copiilor nenăscuți și garantarea drepturilor acestora la viață nu contravine drepturilor femeii, din contra, femeia și copilul trebuie priviți ca un tot unitar. Din punct de vedere creștin, e o certitudine că persoana există încă din momentul procreierii și chiar mai dinainte, dacă ne raportăm la intenția lui Dumnezeu. Știința de astăzi sublinează faptul că programul genetic al individului se constituie chiar în momentul fuziunii celor două celule parentale. E suficient să privim cu puțină dragoste chipul unui copil să ne dăm seama că acesta nu aparține nici mamei și nici tatălui. Este altcineva. Este unic din prima secundă a procreierii. Așadar, este responsabilitatea noastră să clădim un viitor al comunității europene care să aibă ca punct de plecare valorile vieții, iar celebrarea acestora să nu reprezinte doar un punct de vedere al anumitor facțiuni, ci o valoare fundamentală. Opriți cel mai plorific criminal al lumii, avortul. Mulțumesc tare mult, Iustina Oprescu, într-un minut, despre activitatea Clujul pentru Viață. Bună ziua! Principala activitate actuală a organizației pe care o reprezint este educația pentru integritate sexuală, prevenția sarcinilor în adolescență și a bolilor cu transmitere sexuală. Pe viitor ne dorim organizarea unui centru de consiliere. Aș dori să transmit mesajul următor. Consider că atenția ar trebui îndreptată și spre acest tip de proiecte de prevenție, cel puțin din punct de vedere al prevenției bolilor cu transmitere sexuală, care afectează foarte mult viața de familie și a viitorilor copii. Singura metodă, 100% sigură, este încă integritatea sexuală și consider că aceste programe ar trebui puse la punct împreună cu echipe pluridisciplinare de psihologi, asistenți sociali și sociologi care să beneficieze de formări de specialitate prealabile. De asemenea, consider că ar trebui luat în calcul și prezența asistentului social în școlile din România. Deocamdată, în școlile din România există consilieri școlari, însă aceștia nu se pot deplasa în mediul natural în care trăiesc tinerele și asistentul social ar putea să facă mult mai mult decât face deocamdată consilierul școlar.
Cred că timpul a expirat. Mulțumesc mult! Mulțumesc tare mult, Anita Radici, Reșița, președintele Asociației Tinerilor Ortodoxi Banatul de Munte. Bună ziua tuturor! Ca reprezentant astăzi aici din partea Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte, vreau să vă spun rapid că este o asociație care dezvoltă foarte multe programe de voluntariat și oportunități prin care tinerii se pot implica în diferite domenii, iar un domeniu foarte important este și acesta Provita, prin care noi încercăm să învățăm pe tineri și copii care sunt riscurile unui avort, ce înseamnă viață, ce înseamnă să fii proviață, ce înseamnă un copil și așa mai departe. Și ca să vă dau un exemplu, ca să vă spun exact de ce am ales noi să dezvoltăm atât de mult această activitate Provita, chiar vara trecută am desfășurat o tabără în care am fost voluntari și am întâlnit o serie de tinere care erau instituționalizate și au fost cumva forțate, să spun așa într-un cuvânt, ca dacă doresc să rămână sub acel acoperiș, să renunțe la sarcinile nedorite. Și acesta a fost un click prin care noi am spus că trebuie să intensificăm această activitate Provita, să mergem în rândul tinerilor în calitate de tineri, să mergem cu coordonatorii noștri și să vorbim mult mai serios despre ceea ce înseamnă să fii Provita, despre ceea ce înseamnă un avort și ceea ce înseamnă sarcină. Firește că tinerii pot fi implicați foarte mult și în ceea ce privește campaniile de promovare și de sensibilizare a oamenilor, cum este și implicarea tinerilor în Marșul pentru Viață, dar vreau să vă spun că, cel puțin la noi, în Banatul de Munte, noi ne-am pus foarte serios pe treabă. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult, îmi cer iertare celor care nu mai reușesc să vorbească, dar trebuie să punem punct acest eveniment, pentru că sala a fost rezervată până la 14:30, dar afară la ieșire o să socializăm, o să mai schimbăm impresii între noi și cu siguranță, în primul rând, este de folos acest schimb de experiență care se face în aceste zile. Mulțumim foarte mult domnului Cătălin Ivan, gazda acestui eveniment, și tuturor celor care s-au implicat, vă felicit pentru implicarea dumneavoastră încă o dată, pentru că prin ceea ce faceți, îi motivați și încurajați și pe alții să facă lucruri bune. Sper să ne vedem la următoarea ediție, anul viitor.